Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vom discuta despre raportări financiar, contabile și fiscale. Am ca invitat pe doamna Maria Mornea, membru în Consiliul Superior al CECAR Hunedoara. CECAR România. România, scuzați, da. Mulțumesc că ați venit în studioul nostru și, din câte mi-ați spus, nu o să spuneți lucruri prea plăcute pentru noi, pentru toți, ca să zic așa. Adică să ne transmiteți acum, nu-i ceea ce n-ați hotărât, nu faceți decât să ne ajutați, cam asta ar fi ideea. Totdeauna vin cu plăcere în studioul dumneavoastră. Mulțumesc. Și v-am corectat pentru că Consiliul Superior al Corpului Inspectorilor Contabili și Contabili Autorizați din România, nu filiala Hunedoara. Sigur, totdeauna noi, contabilii, mai ales contabilii, este o marotă deja faptul că noi nu spunem altceva decât că trebuie să plătiți aia, trebuie să faceți aia, trebuie să faceți cealaltă, trebuie să facem aia, trebuie să facem tot felul, numai trebuie să facem. Odată chiar am spus un lucru care oarecum a deranjat pe cineva. Contabilii sunt persoanele care sunt plătite de agenții economici sau de alte persoane ca să lucreze pentru stat. Da, corect. În sensul că calculăm impozite, calculăm taxe, întocmim situațiile financiare, raportele contabile, care sigur că sunt folosite și de către agenții economici, dar este obligația lor ca să le aibă întocmite și, de fapt, sunt utilizate destul de puțin de către agenții economici. Utilizatorii situațiilor financiare sunt nu numai statul, sunt creditorii, sunt salariații, sunt băncile, sunt investitorii, statul. Să zic că după noua formă, nu știu dacă zic corect, după noua formă de plată în care angajatul, depune dările către stat, lucrează și pentru angajați, totuși, o nouă formă, nu? Da. Deci, bine, și înainte era același lucru, că și atunci o parte din dările care le plăteam către stat erau reținute din conturile salariaților. Chiar acum este foarte, foarte important să precizez lucrul acesta, că stingerea obligațiilor fiscale pe primul palier, în momentul în care agentul economic face viramentele în contul unic, este un cont unic în care se fac plățile, pe prima linie de stingere a obligațiilor fiscale sunt cele cu stopaj la sursă. Adică toate contribuțiile care angajatorul le reține în contul, din conturile salariaților sunt primele care sunt îndestulate. Deci merg către bugetul asigurării de stat și pentru pensie și, și pentru sănătate. Sigur că lucrurile sunt puțin diferite față de perioada anterioară, chiar și din punct de vedere al acestor contribuții și plăți care se fac de către persoanele fizice, de către salariați, atât din veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, cât și de către celelalte persoane fizice, care au obligația plății impozitului pe venit. Adică, mai simplu, persoane fizice autorizate, în care sunt incluse tot, inclusiv întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane fizice autorizate pentru activități independente, da? Profesii liberale sau pentru activități economice, comerț, producție și așa mai departe. Deci, toate aceste forme de plăți sunt oarecum gestionate de către noi, de către experții contabili sau de către contabilii, de către colegii noștri care lucrează în economie, în funcție de director economic, în funcție de contabil, în funcție de economist. De aceea am spus faptul că oarecum activitatea noastră se desfășoară într-un fel atipic pentru tot ceea ce înseamnă activitate economică în favoarea unei anumite entități care te plătește pentru activitatea respectivă. Bun, trecând peste, să zic eu, forma, viziunea aceasta sau, mă rog, forma aceasta de abordare, sigur că e clar că firmele care există, care funcționează, trebuie să, mă rog, să plătească tot felul de dări și de impozite. Deci, oricum, în primul rând, zic eu, îi deserviți pe
proprietar, pe sigur că da, sigur că da. Deci, în primul rând, că altfel, sunt... cred că s-a luat cu mine de cap și n-ar fi... Păi, ar renunța să mai facă afaceri. Sunt convins de asta. Vedeți, domnul Goian, problema care se pune este la ora actuală, nu numai la noi în România, ci și la nivelul Uniunii Europene, pentru faptul că aceste evidențe care sunt solicitate agenților economici, din punctul meu de vedere, este o părere personală, sunt totuși destul de ample, destul de elaborate pentru entitățile mici. De exemplu, buticul din colț, nu văd de ce ar trebui să întocmească situații financiare și să meargă cu contabilitate în partidă dublă, când ar putea să opteze pentru o contabilitate în partidă simplă, cam la nivelul EU-ului. Sigur că totdeauna va opta pentru acest gen de activitate dacă există acea prevedere fiscală în sensul că poate să beneficieze de acel impozit pe micro-întreprinderi care este de 1% din activitatea pe care, din veniturile pe care le realizează, spre deosebit de 16% din veniturile pe care venituri minus cheltuieli, știți? În sistem real, pe II, pe persoană fizică autorizată. De aceea, lucrurile de multe ori, pentru că vreau să discut în primul rând despre raportările acestea financiar-contabile care se întocmesc în continuare și anul acesta pentru realizările la 30 iunie și trebuie depuse la Administrația Finanțelor Publice, la ANAF, până în data de 16 august, de către toate entitățile a căror cifră de afaceri este mai mare de 220.000 de lei pentru realizată în anul 2017. Deci acesta este criteriul prin care ei trebuie, care se ține cont în momentul în care trebuie să întocmească aceste raportări financiar-contabile. Și aici vorbim despre societăți comerciale. Societățile, da? Comerciale a căror cifră de afaceri încheiată anul trecut, la 31 decembrie, depășește 220.000 de lei. Am înțeles. Deci ei vor trebui să facă aceste raportări financiar-contabile. Sigur, nu sunt la asta fel. Asta până în data de? Până în data de 16 august. August, am înțeles. Sigur, nu sunt așa de ample ca și situațiile financiare cunoscute mare majoritatea persoanelor ca și bilanțurile contabile de la sfârșitul anului. Dar și acestea cuprind o parte de informații da, care sigur trebuie comunicate și în continuare ANAF-ul ține cont și le pretind în continuare la 36. Se poate online sau trebuie în continuare? Online. Acestea nu pot fi depuse în sistem, deci sunt format. În printuri, da. Ba da. Și pot, în printuri. Pot să fie depuse și în format hârtie. Problema care se pune este că marea majoritate acestor entități au semnătură electronică și atunci nu se mai complică să meargă să stea la coadă la ANAF, să depună situațiile financiare și așa mai departe, în momentul în care pot să le depună în format electronic pe guvernare. Deci, termenul este 16 august 2018 pentru situația de la 36-a. Aceste reglementări, deocamdată, deși este destul de târziu, sunt numai în faza de proiect. N-au fost încă aprobate de către Ministerul de Finanțe, deși până la data aceasta ar fi fost normal să fie aprobate de către Ministerul de Finanțe. Dar problema care se pune, și zic eu, în aceste prevederi, sunt cele legate de faptul că au introdus câteva conturi noi, în care se înregistrează, în special impozitul specific. Știți că prin derogare de la titlul 2, adică de la impozitul pe profit, este acel impozit specific pentru unitățile care desfășoară activități de hoteluri, restaurante, baruri și așa mai departe, care se încadrează în acea cifră, în acele coduri CAEN. Deci pentru acestea, ca să se delimiteze
pentru că s-au întâmplat niște lucruri și o să vă povestesc o chestie simpatică, să se delimiteze impozitul acesta specific, să introduc niște conturi noi, da? 4415, da, pentru decontări privind de impozitul specific și 695 cheltuieli cu impozitul specific. Ce se întâmplă? În anul trecut, de exemplu, au fost societăți care au avut venituri realizate atât taxate cu impozit pe profit, cât și pe impozit specific. În momentul în care la 31 decembrie nu erau delimitate cele două modalități, da, da, cele două categorii de impozite, s-au trezit colegii noștri cu adrese de la ANAF, prin care li se comunica că declarația 101, cea referitoare la impozitul pe profit, nu corespunde cu datele din contabilitate. Era normal să nu corespundă cu datele din contabilitate, pentru că erau cele două paliere. Sigur că era poate mult mai ușor să colegii de la ANAF să verifice, pentru că cei care plătesc impozit specific aveau depuse declarațiile de impozit specific. Da, mă rog, nu băgăm de vină la nimeni, dar s-au întâmplat aceste situații și acum ANAF a venit și în acest proiect de ordin, care urmează să reglementeze raportele financiar contabile la 30. Așa s-a venit și a introdus aceste noi conturi. Noi sigur, conturi, au mai venit, mai au niște conturi acolo în care sunt câteva lucruri pe care niciodată nu o să le înțeleg și nu o să să înțeleg motivarea pentru faptul că se introduc în timpul anului. Contabilitatea nu se conduce parțial de la 36-a într-un fel până la 36-a în alt fel. Deci contabilitatea merge și respectarea regulei de bază inclusiv a fiscalității. Elementele de venituri sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul anului și de cheltuie sunt cumulate de la începutul până la sfârșitul anului. Deci, în condițiile în care am aceste aspecte, raportările pe care trebuie să le fac, dacă acum îmi introduce niște conturi noi, deci, sigur, nu o să mă întorc în urmă să fac aceste modificări. Mă voi duce de acum încolo. Oricum, rulajul acelor conturi nu vor reflecta realitatea. Și atunci, de ce să nu las până la sfârșitul anului eventuale notele explicative pe care le cer la sfârșitul anului la situațiile financiare anuale să prevăd o rubrică în care să solicit ca agentul economic să-mi comunice eventual defalcate cele două elemente, da? Dar nu să mă trezesc acum că de la data X trebuie să modific planul de conturi. Este un lucru care chiar nu-l înțeleg și eu le recomand colegilor mei să nu modifice conturile. Pentru că eu pot să-mi prevăd, și am mai discutat eu acest aspect și la dumneavoastră, prin politicile contabile eu pot să-mi prevăd inclusiv să folosesc alte conturi. Deci, da, vă dau un exemplu. Capitalul subscris, capitalul social subscris și vărsat, se înregistrează în contul 1012, da? Eu pot să vin să spun în manual de politici contabile că, virgulă, capitalul social subscris și vărsat se înregistrează în contul 500. Pentru că nu am niciun fel de aceste planuri de conturi. Le dați dumneavoastră numărul și... Exact, îmi fac eu numărul. Raportările financiar-contabile sunt cele care, în care se reflectă aceste elemente de cont. Și pentru că 1802, deci reglementarea care se aplică la ora actuală, este destul de apropiată în conformitate cu IFRS-urile, adică cu standardele de raportare financiar-contabile, deci vin și îmi spun foarte clar că nu neapărat conturile contează, ci conținutul acelor conturi. Cred că trebuie adică identificate, trebuie să aibă categorii. Se știe că ați ales contul. Domnul Goian, vă dau exemplu la în contabilitatea anglosaxonă, da? Că acum fac o mică divagație. Bine să știm ce în contabilitate alții, da, anglosaxonă nu am conturi. Deci am registre, da? La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar se face inventarierea
patrimoniului, adică activelor, datoriilor și capitalurilor, și acestea se transpun în bilanț pe elementele de componenta bilanțului. Nu neapărat pe contul 1012, capital social, ci în capital social, în capitaluri. Bun, și noi după ce sistem funcționăm? Da, noi funcționăm după contabilitatea continentală, care este de o surginte franceză, dar nu despre asta este vorba. De aceea spun, nu văd de ce au introdus la această dată aceste simbolul modificări de conturi. Da, am înțeles. Da, păi, și nu știu cum vorba noastră, cu ce ajută, că despre ce discutăm? Zel, pentru că la ora actuală, sigur, niciunul dintre colegii mei, pentru că până acum nu au fost conturile astea, nu o să se apuce să-și modifice contabilitatea de la 1 ianuarie, ci o să preie de acum încolo. Da? Și tot nu vor avea o conformare totală asupra acestor elemente de venituri și de cheltuieli, că practic acestea sunt cele mai importante din punct de vedere al ANAF-ului. Da, da, da. Da, păi din punct de vedere al ANAF-ului, nu din punct de vedere al agenților economici. Deci, aceste situații financiar-contabile, să concluzionez, cei care au depășit anul trecut la 31 decembrie cifra de 220.000 de lei, depun aceste situații financiar-contabile până la data de 16 august. Da. Modificările, probabil în proiect, am spus că încă ANAF-ul, Ministerul de Finanțe, este în proiect această reglementare, deși grăzare. Toți ceilalți ani sau ori fi aprobat-o, dar nu au pus-o, n-au pus-o pe site. Da. Deocamdată la ei este sub forma de proiect și raportul de aprobare a acestor raportări financiar-contabile care se întocmesc. Atenție, vreau să le aduc aminte colegilor mei că totuși situațiile raportările acestea au aceleași obligații de întocmire și de prezentare ca și situațiile financiare. Adică ele pot fi întocmite de către persoane care sunt director economic sau altă persoană împuternicită sau de către colegii mei care sunt experți contabili sau societăți de expertiză contabilă. Numai de către numai. Da. Nu au aceleași obligații de auditare și așa mai departe, dar de întocmire, sigur, administratorul. Dar eu vorbesc că administratorul aprobă aceste raportări, și, da, dar întocmirea lor este făcută de către persoanele care le-am menționat. Bun, ca să telespectatorii care ne urmăresc să fie, dacă se poate, rog, să fie în continuare, să rămână pe Capital TV, pentru că urmează istoria declarației unice, care sigur ne afectează pe milioane de români, nu numai pe angajatori, ci și pe cei care au venituri. Vedem sub ce formă. Nu, dacă despre asta discutăm în continuare? Da. Da. Deci veștile triste de avea acum urmează. E, nu chiar triste, dar nu chiar triste, vreau să încep cu lucrul cel mai bun. Ah, mă rog. Al declarației unice. Așa. Deci începând din 2018, deci de la 1 ianuarie. Da, da, anul 2018. La început, da? Anul 2018. Contribuția la CASS, adică la sănătate, se face în limita, deci pentru persoanele fizice autorizate sau cele care realizează venituri din aceste activități, se calculează la limita a 12 salarii minime pe economie. Adică 2280, indiferent că realizezi 500.000 venit sau 600.000 sau 700.000. Se plătește la 22.800. 10% la 22.800. Bun, și cei care sunt sub? Cei care sunt sub pot să opteze la plata lor. Adică să vină cu bani să plătească, nu? Păi, veniturile oricum le realizează. Da? Deci dacă realizează 6.000 de lei, 2.280 de lei pentru sănătate ca să fie asigurat în sistemul public de sănătate. Pot să nu mă abțin să introduc și politicul aici. Păi vorbim despre sănătate, despre contribuție, despre
Păi și serviciile și sistemul de sănătate se ridică la contribuțiile deci, noastre. Deci, acum sigur că nu e, ca, nu e, mă rog, nu e obligat să ne lasă sau nu aveți răspundere. Nici măcar să ne răspundeți, ca să zic așa. Bine, o să încerc totuși. Un joc de cuvinte, da? Deci, o să încerc totuși să vă răspund. Deci, dacă în anii trecuți, pentru contribuția de, deci pentru contribuția de asigurare de sănătate, vorbesc pentru cei care realizau venituri peste 22.800, da? Erau obligați să plătească la suma care era toată. În momentul în care nu realizau deloc venituri, deci sau realizau venituri la un nivel mult mai mic, totuși avea obligația ca să plătească la nivelul salariului minim pe economie. Un lucru care este introdus de anul acesta și care, mă rog, pentru cei care nu realizase venituri deloc și vor să se asigure în sistemul public de sănătate, pot să plătească la nivelul a 6 salarii minime pe economie. A, deci cei care nu au venituri... Deci au cei care nu realizează niciun fel de venituri. Da, da? Deci plătesc jumătate. Cum plătesc veniți, jumătate da. din suma ca să fie totuși asigurați în sistemul public de sănătate. Bun, și... Ca asta nu înțeleg, adică, până la urmă, contribuția asta care e pentru unii într-un fel, pentru alții în alt fel, se vede diferența în serviciile medicale, nu cred. Nu. Deci, clar, este fiind un sistem social, încă nu avem pachetul adică acela minim. Pungă și de acolo vede... Deci nu avem acel, da. Acel pachet minim pentru care plătesc această contribuție, da? Pe care o plătim toți, da? Pe care o plătim toți cei care realizează peste 22.800. Deci să ne înțelegem foarte clar. Deci cei care realizează peste 22.800 sunt obligați la plata a 10%, adică 2.280 de lei. Și cei care sunt sub 2.200? Cei care sunt sub 22.800, adică 1.900 ori 12, deci cei care nu sunt obligați să plătească. Deci nu au obligația să plătească, dar în momentul în care nu au obligația să plătească, rămân nu sunt nici nu? Asigurați în sistemul exact, da. Sănătate. De sănătate și Doamne ferește de o indiferent ce, da? Bine, ei pot propozi să meargă la Casa de Asigurări de Sănătate și plătească din mână povestea asta, nu? Nu, deci prin declarația unică. Și revenim la declarația unică. Da? Deci am început cu lucrul care este așa. Da. Oarecum, oarecum favorabil. Și eu n-am înțeles de ce ar fi bine până aici, dar în fine. Păi dar gândiți-vă că sigur că dumneavoastră care nu realizați peste 22.800 nu vedeți bunătatea, dar gândiți-vă că cel care realizează 100.000 de lei da? Așa? În sistem real sau indiferent cum, da? Realizează 100.000 de lei, plătesc tot 2.280 pentru sănătate. Ok, pentru ei, dar nu sunt așa de mulți. Majoritatea sunt cei care nu. Da. Despre da. Asta e vorba. Da, sistem social. Da. Nu? Da. Interesant sistemul ăsta social. Da, nu facem. Da, nu discutăm. Da, da. Adică îi ajutăm pe cei cu bani mulți, care câștigă mult. Cam asta ar fi ideea. Și pe cei care, majoritatea care sunt sub nivel, pe respectiv îi punem la plată. Acum, problema care se pune este că, probabil, știți, acum mă fac avocatul diavolului. Lor, da? Problema se pune că această sumă să fie pentru pachetul, probabil se va ajunge la acel pachet minim de asigurări sociale. Și pentru ce vrei în plus, da? Plătești în plus. Da, plătești în plus. Și atunci, sigur că inclusiv sistemul medical, cred că deocamdată numai s-a dat bani către sistemul medical din punct de vedere al salariilor, dar din celălalt punct de vedere al dotărilor și a celorlalte aspecte care sunt necesare totuși pentru desfășurarea actului medical, nu au de unde, nu sunt fonduri. Da. Haideți să fim cinstiți și corecți. Bun, și... eu de discutat, dar nu e tema emisiunii noastre. Să discutăm de declarația unică. Pentru că aici sunt probleme, pentru că declarația aceasta unică a venit într-o nouă formă, nu? Înțeleg, da, într-o nouă formă. Și vreau să spun că toți cei care au depus declarația 200, 221, 207, 200...
660, adică, adică cam toți. Deci cei care au depus declarațiile, persoane fizice autorizate sau IE-urile sau toți cei care au realizat venituri în România din alte venituri decât cele din salarii sau asimilate salariilor și au depus aceste declarații, acelea salariilor primite în formă de contract de muncă. Contract de muncă, da. Deci pot să uite că le-au depus. Pentru că trebuie să depună declarația unică. Deci chiar dacă aceste declarații au fost depuse. Până în 25 mai, unele altele, 220 era până în 31 ianuarie și așa mai departe, erau toate acestea. Deci chiar dacă le-ați depus, puteți uita că le-ați depus, trebuie depusă declarația unică. Adică nu contează ce s-a făcut, până acum din momentul 16 cât? 16 care? 15 iulie, zice, dar pentru că e duminică, va fi 16 iulie. Adică e încă nici o săptămână. Luni. Deci luni ultima, până luni trebuie depuse, luni e ultima zi în care se pot depune. Acum, problema care se pune este că această declarație unică are două părți. De fapt, are trei părți. Prima parte are realizările din 2017 care trebuie depusă declarația, deci toți cei care aveau obligația să depună declarația 200 pentru 2017. Cei care nu au contracte de muncă. Cei care nu au contracte de muncă, adică realizează venituri din activități independente, realizează venituri în sistem real pentru că chiar și pe normă de venit și pe toate cearte, deci toți trebuie să depună aceste declarații pentru 2017, prima parte, adică a veniturilor nete realizate. Prima parte din declarația prima unică. Care parte din care declarația parte, unică. Dar oricum nu cei care au contract de muncă și primesc un salariu. Nu. Deci ei n-au de-a face cu declarația unică. Dar atenție, inclusiv cei care realizează venituri din străinătate. Deci și aceea trebuie să depună declarația unică. Da, e bine de spus acum că probabil că prietenii noștri își pun întrebarea, păi și ce face, bine de acolo până la ANAP sau mă rog la... Deci se poate depune Spunem imediat. Deci asta este prima parte a declarației unice, în care se declară și se stabilește oarecum venitul net realizat care se impune. La această primă parte se urmează aceeași formă ca și în anii trecuți, se vor emite de către ANAP deciziile de impunere care vor trebui plătite, aceste sume care vor fi regularizate până așa, inclusiv, deci și ei vor stabili inclusiv CASE-ul, CASS-ul, da? Pensia și contribuția la sănătate prin aceste decizii care se vor emite pentru anul 2017 și care vor putea fi plătite de către contribuabil în 60 de zile de la data primirii deciziei. Partea a doua se referă la veniturile estimate a fi realizate în 2018. Aici, iară din nou, de data aceasta trebuie depuse de aceste declarații chiar de către toată suflarea omenească care nu realizează, care realizează alte venituri în afară de cele din salarii sau asimilate salariilor. Angajați cu contract. Da. Ei nu. Sunt ei și, nu. Da, în momentul ăsta. Deci, în rest, toată lumea. Adică, trebuie să depună profesii liberale, activități de comerț, normă de venit, agricultură, drepturile de autor și de pentru activități sportive au un regim special pe care sper să apuc să-l punctăm. Deci toți aceștia depun această declarație estimativă în care bifează rubrica ce venit realizează și completează felurile de venit pe care le-au realizat. Vreau să menționez un lucru. Inclusiv pentru anul 2018,
veniturile care sunt completate trebuie prin fiecare activitate în parte. De ce se face acest lucru? Pentru că dacă, de exemplu, eu am două feluri de activități. Am activitate din profesii liberale pe activitatea de expertiză contabilă, deci pe activitatea de contabilitate. Am activitatea de practician în insolvență. Dacă la contabilitate am profit și la insolvență am pierdere, dau un exemplu, da? Nu se cumulează cele două. Deci plătesc impozit pentru activitatea din contabilitate și pentru activitatea ca practician în insolvență, va trebui să recuperez pierderea în următorii 7 ani. Oh, ce număr! Da, 7 ani? Nu, așa este regula. Așa este regula. Și invers, dacă aș avea. Deci asta este regula. Deci aici și aici vreau să mai precizez un lucru care este iară deosebit de important. Dacă până anul trecut aveam registrul junar de încasări și plăți, care este obligatoriu să-l întocmească fiecare persoană fizică care își conduce contabilitatea în sistem real. Da? Adică vorbim despre ce? Despre... Toți cei care... Deci comercianți, profesii liberale, da? Dacă are o activitate de comerț, nu-i pe normă de venit. Deci în sistem real, da? Deci ei trebuie să conducă contabilitatea în sistem real, trebuie să completeze acest registru junar de încasări și plăți. În afară de acest registru junar de încasări și plăți, trebuie să completeze registrul de evidență fiscală. Care se acel registru de evidență fiscală ține evidența pe fiecare activitate în parte. Deci sunt două lucruri diferite. Deci să țină cont de acest lucru atât colegii mei cât și cei care probabil își conduc ei singuri, că nu este obligatoriu să ai, să ai contabil pe această parte. Deci este primul lucru, da? După ce am întocmit acest registru de evidență fiscală, de acolo viu și iau datele și le pun în declarația unică, da? Acum, trecem din nou la 2018, pentru că aici vin pe venituri estimate. Deci dacă am stabilit, am pierdere fiscală în 2017, pierderea fiscală o recuperez în următorii 7 ani. La veniturile estimate, totalitatea veniturilor estimate pe care eu le estimez să le realizez în 2018, se vor impune cu 10%, 2017 cu 16%. Deci venitul net realizat în 2018 se va impune cu... Bun, și dacă am avut pierdere în 2017, ce trec în 2018? Ce estimez? Deci am pierderea fiscală și am venitul pe care îl estimez și probabil îl recuperez. Deci nu o să plătesc pentru activitatea respectivă. Mm. Deci nu o să plătesc. Deci asta este partea de 2018 pentru sistemul real, tot pentru 2018 vor trebui să completeze inclusiv cei care sunt pe normă de venit din activități comerciale, într-un fel, da? Deci taximetriști, coafeze, cei care, comercianți, care lucrează pe normă de venit, aceste norme de venit sunt stabilite pe fiecare județ în parte. Spre deosebire de anii ceilalți, se recalculează în funcție de dacă este salariat, are o reducere. Dacă are un salariat, are o creștere. De exemplu, la un salariat se acordă o creștere de 25%. Dacă persoana care întocmește declarația este el salariat, are o reducere de 60%. Deci, pentru că este normal că norma aceea de venit, el nu o face și nu o face toată, da? Și atunci această normă de venit recalculată se trece în declarația aceasta unică. Este destul de complicat, dar poate acum să o treacă cam cum se gândesc ei, că vă spun eu de ce imediat. Așa. Deci, completează. Cine mai trebuie să completeze? Fermierii, da? Pentru veniturile pe care le realizează din activități agricole. Dacă nu te pun declarația unică, nu vor primi subvenția. Veniturile respective realizate prin documente.
Pe normă de venit, domnul. Pe normă de venit, da? Domnul Goian. Așa. Deci, de exemplu, vă dau un exemplu. Mi-aduc aminte parcă de comerț. Comercializarea de flori sau nu știu ce, parcă în județul Hunedoara, în orașul, în municipii, 25.000 de lei, norma de venit. Este stabilită de către consiliu. Am înțeles, da. Fixă, da. Este fixă. Dacă persoana respectivă are un salariat, la cei 25.000 de lei se adaugă 25%. Da. Și dacă nu are el salariat, 60%, am înțeles. Și asta. Dacă el este, lucrează în altă parte, deci se reduce cu 60% și aceea este norma de venit care se impune. Bine, dar cine face reducerea? El își face. Din stat își deci, face. Începând cu anul 2018, nu vor mai exista decizii de impunere. Această declarație unică este, de fapt, o declarație de autoimpunere. Am înțeles. A doua parte din declarație. Ultima parte din declarație. Deci prima parte 2017, a doua parte 2018 și a treia parte. Contribuțiile. Așa. Contribuțiile datorate pentru 2018. Deci dacă declari veniturile care le-ai declarat mai sus sunt peste 22.800, ești obligat să te asiguri la minimum pensie 1.900 și la minimul CSS-ul sănătate 1.900. Păi știe omul simplu că... Sunt foarte multe calcule care le face. Se fac în momentul și mă obligezi. În momentul în care o descarci de pe ANAF, deci această declarație se găsește site-ul, pe site-ul ANAF-ului, dar atenție, accesați prin Internet Explorer, pentru că altfel nu puteți să deschideți declarația. Deci nu se poate deschide, nu se poate salva decât pe Internet Explorer și se completează. În momentul în care se completează și se dă validarea, calculele, marea majoritate din ele se fac. Da, spuneți că prima dată trebuie să-și facă respectivul cont. Că altfel nu are nicio șansă. Deci primul lucru este, are șansă că poate să depună la finanțe. Bun, fizic, da. Și o descarcă și așa. O descarcă, o completează, online, da. Dar ANAF-ul a oferit acest serviciu de spațiu virtual în care fiecare contribuabil poate să-și deschidă un cont în spațiu virtual. Dacă intrați tot așa pe ANAF, o să vedeți acolo sus că vi se dă pe spațiu virtual și vi se indică modalitatea în care să vă creați acest cont în spațiu virtual și pe acest spațiu virtual se pot depune declarația unică. Ce am spus și data trecută, pentru că ne-am mai avut o discuție înainte de apariția acestei declarații, așa, este faptul că dacă se prezintă persoanele care trebuie să depună declarațiile la primării, la ANAF, acolo sunt persoane care sunt obligate să le acorde asistență, asistență pentru transmitere. Deci, pentru că este foarte important și pentru ANAF, gândiți-vă că, mă rog, am înțeles că la nivelul județului Hunedoara trebuie undeva la vreo 19.000 de persoane care ar trebui să depună aceste declarații. Deci, dacă nu vor fi depuse pe spațiu virtual și nu, se meargă toată lumea cu ele la ghișele ANAF-ului, deci înseamnă că i-am sufocat. Deci clar. Am terminat. Ce vreau să mai spun încă un lucru, care este iară foarte important. Depunerea acestor declarații online aduc o bonificație de 5%. Deci din sumele pe care dumneavoastră le datorați, se acordă o bonificație de 5%. De asemenea, se acordă o bonificație de 5% dacă sumele acestea care sunt calculate prin declarația unică sunt plătite până în 15 decembrie. Acum, deci am spus că să fie depuse pentru că această declarație poate oricând fi depusă o declarație rectificativă pentru ea. Modificată, adică. Adică modificată această declarație în momentul în care am constatat că veniturile pe care le-am estimat a le realiza pe 2018 sunt prea mari. Sau cheltuielile care am zis că le fac pe 2018 sunt prea mari.
Sigur, mai puțin pot să mă duc justificativ la 2017, dar și acolo pot să fac rectificativ pentru că am putut aduna greșit ceva sau am putut... În momentul în care am tomit registrul junar de încasări și plăți, am omis o sumă sau de încasare sau de plată. Și lucrurile oricând se pot face rectificative. Dar pentru 2018, obligația de plată și de depunerea declarației finale, deci declarația finală este 15 martie 2019. Adică atunci putem ști ce am realizat, propriu-zis, concret. Sigur, sigur. Dar de ce le mai trebuie și estimarea, dacă oricum putem... Păi de ce? Pentru că normal se așteaptă că dacă am făcut estimarea să fac și plata. Asta este casa cu plata de copii. Și plata fac după martie 2019, nu? Nu. Nu. Asta nu mi se pare normal. Păi eu adică fac plătesc în 2018. Plătesc pe estimare și după aia vin și modific, nu? Dacă am plătit mai mult, da, și mi se acordă credit. În 7 ani sau când? Poftim? Cât timp primesc banii? Nu, se face în momentul în care suma care ați plătit-o este mai mare decât ce ați estimat dumneavoastră, adică ce ați declarat final, deci rămâne credit fiscal pe anul următor. 2019. Adică le împrumuți cumva. Nu neapărat, că aș putea să... Deci pot să solicit și să mi restituie sau să-mi compenseze cu alte obligații pe care le am. Deci în momentul în care... În principiu, cred că trebuie declarat cât mai puțin. Deci, domnul Boian, haideți să fim serioși. Da. Nu cred că cineva va vira o sumă mai mare decât se așteaptă că o să o facă. Nu știu, poate unii din cunoștință, poate nu știu. Da, dacă atunci asta este. Da. Vreau să spun un lucru. Dacă pentru anul 2017 la plata dividendelor, și vreau să lămuresc lucrul ăsta, plata dividendelor înseamnă pentru anul 2017 sumele care au fost plătite în 2017, nu cele care au fost realizate, profitul realizat în 2017 și care e plătit în 2018. Deci plătit în 2017 pentru anul anterior, sau cum? Deci pentru, tot, pentru ce am plătit dividende în 2017. Anul anterior, anul, deci 2016, 2015, 2000, deci tot ce am plătit, pentru acelea nu se mai depun niciun fel de declarații. Pentru că în anul 2017 nu s-a datorat CSS-ul, sănătate, da? Pentru anul 2017, 5% este impozitul final pentru dividende. Pentru anul 2018, dacă estimez că repartizez dividende peste 22.800, datorez la ele CASS și completez numai ultima parte din declarația unică, cu sumele pe care le estimez că le voi realiza. Sigur că în momentul în care primesc aceste dividende, pot să le depun. Am obligația ca în termen de 30 de zile de la data la care are loc evenimentul să depun declarația unică. Deci dacă nu am estimat și totuși am realizat, am repartizat, am primit dividende, da, în 2018, sunt obligată să depun declarația unică în termen de 30 de zile. Încă o dată, plata obligatorie este până în 15 martie 2019. Deci nu trebuie să ne înghesim, să plătim. până în martie. Până în martie, dar dacă plătim până în 15 decembrie, avem totuși o scutire de 5%. Da, mă rog, păcăleala. Sau, mă rog, Nu, automat. Deci automat se poate face. Și acum, tot legat de acest aspect, în momentul în care se depune această declarație unică, da? Pot să optez pentru plata pentru distribuirea celui 3,5% din impozitul pe care îl datorez către ONG-uri. 3,5%? Asta de când e? Deci 2% se dă, se pot distribui pentru ONG-uri, burse și așa mai departe. 3,5% pot să-l dau către acele ONG-uri care au cel puțin un serviciu social acreditat. Aha. Asta însemnând, mă rog, da. Îngrijire de...
deci serviciul social, da? Deci bolnav și așa mai departe. Deci pot să dau 3,5%. Nu contează câți bolnavi sau câți... Nu. Unu, să fie și unul și deja ai serviciul social. Acreditat. A, băi, și trebuie să treci prin alte curci pe Odina. Am înțeles, nu scapă nimic. Acreditat, da. Și atenție foarte mare, pentru că foarte multă lume este tentată inclusiv pe micro-întreprinderi. Că și micro-întreprinderile, începând de anul acesta, pot să, din impozitul pe venit, pot să dirigeze o cotă de către ONG-uri. Dar atenție, cele care au servicii acreditate. Deci nu, să nu ne păcălim, ne trezim că am dat servicii către... sociale acreditate. Sociale acreditate, da. Am înțeles. Apropo, chiar am văzut o reglementare în care... Mai avem 5 minute, da? 6-7 minute cel mult. Atunci, da. Deci am văzut o reglementare referitoare la ONG, dar poate o să povestim ediția următoare, altă dată. Da. Deci, ce vreau să sintetizăm? Pentru 2017 se depune declarația unică de către toți cei care trebuiau să... Atenție la cei care realizează venituri din străinătate, da? Dacă au credite fiscale, trebuie să țină cont de ele. Adică să completeze declarația unică să prevadă acel credit fiscal. Creditul fiscal însemnând venitul pe care a fost impozitat în statul unde a realizat venitul respectiv. Da? Deci dacă a fost impozitat în Italia cu 15%, dau un exemplu, nu va fi, deci va fi impozitat în România numai cu diferența de 1%, în funcție de reglementările legate de evitarea dublei impuneri. Sau dacă a fost cu 30%, în România nu mai este deloc impozitat. Sigur, nu facem, nu softshore-uri. Da. Așa. Deci, da. Inclusiv ei trebuie să depună aceste declarații să completeze această declarație unică. Bun, da? Bun, deci avem 2017 în care trecem veniturile pe 2017, da? 2018 cele două capitole. Categoric, estimarea și... Estimarea pentru venituri și pentru contribuții. Contribuții. Dacă nu a realizat contribuții, dacă veniturile realizate sunt sub 22.800, persoana respectivă poate să opteze pentru plata și a pensiei la nivelul de 22.800. Același lucru și pentru CSS-ul, da? La 22.800. Asta ca să rămână asigurat și să rămână asigurat pentru pensie. Da, da. Mm-hmm. Ca să rămână asigurat atât la pensie cât și la sănătate. Mm-hmm. Cei care nu realizează venituri, nu știu dacă am spus, deci cei care nu realizează niciun fel de venituri pot să depună declarația unică și plătesc pentru să fie asigurați în sistemul de sănătate jumătate din suma respectivă. Bun, oricum, probabil că o să mai discutăm, că luna viitoare încă, adică ne va prinde după deci fenomen și poate aflăm ce s-a întâmplat, cât s-au depus, dacă au depus, cum au depus, cât s-au greșit, cât trebuie să repacă și așa mai departe. Poate avem informații. Dar, clar, deci cei care nu știți să completați declarațiile, mergeți atât la administrațiile financiare cât și la primăriile de care aparțineți. Da, pentru că și acolo sunt, acolo sunt persoane care sunt însărcinate să vă ajute să depuneți declarațiile, inclusiv să vă înregimentați în spațiul virtual. Adică să depuneți aceste declarații online. Putem fi ajutați. Am înțeles. Haideți că nu mai fiind foarte mult timp, propun să vorbim despre casele de marcat. Mă rog, o noutate. Da, care, deci noutatea este că s-a tot amânat. Ultima reglementare este cea legată de faptul că până în data de 1 septembrie entitățile mari 2018 mari și mijlocii trebuie să dețină aceste case electronice fiscale de marcat. Pe care le dețin, dar acum au sub ce formă? Deci asta este problema, că acestea au un sistem separat, distinct, adică aceste case electronice de marcat fiscale sunt în legătură directă cu ANAF-ul. Asta vreau să acum, da. Deci până la 1 septembrie. Celelalte entități până la 1 noiembrie. Deci obligatoriu sunt
ca aceste case de marcat să fie dotați toți agenții economici. Acum, porcăria cu ghilimele de rigoare mare este, de exemplu, este la Văscăuții din Deal un butic care are, trebuie și ăla să aibă casă de marcat, pentru că trebuie să electronică fiscală, da? Deci va trebui să fie cumva cuplat la internet și așa mai departe, dar deocamdată asta este. Bun, deci vorbim de case de marcat fiscale, electronice fiscale. Care, propriu-zis, sunt folosite numai de acele agenții economici care au relație directă cu publicul. Exact. Da. Și toți... Că unii care, mă rog, eliberează facturi... Dar depinde. Păi eu pot să eliberez facturi și să am legătură cu publicul. De exemplu, vă eliberează facturi. Dacă mergeți și cumpărați, dacă cumpărați un frigider, vă dă factură, da? Normal. Nu, dar vorbesc de cele care au relații numai cu alte instituții. Deci nu au relații cu publicul, cu persoanele. Deci marea majoritate, vedeți, noastră marea majoritate a angrourilor, ele lucrează cu societăți, cu entități juridice, da? Dar sunt, de exemplu, cele care sunt cash and carry, deci care lucrează și atunci sunt obligate să dețină casa de marcat. Bun, deși mari și cei mijlociu, intră până la 1 septembrie. Până la 1 septembrie, după aceea urmează amenziile, care sunt destul de costisitoare, de priparate, și ceilalți până la 1 noiembrie. Asta înseamnă că la NAP se vede orice operațiune pe care o face pe casa de marcat. Cam da. Deci asta înseamnă că până aici a fost, de aici încolo s-a terminat. Cam da. Pentru că în momentul în care îți vine cel de la NAP și nu știi dacă este de la NAP, da? Și nu tastezi casa de marcat. Și tu nu ai tastat sau a ieșit unul din magazin și îl oprește așa și el se uită dacă ai bătut sau n-ai bătut bonul fiscal. Da. Da, deci... Deci vom avea de-a face cu un stat român bogat. Deci, domnul Goian, deși încă o dată nu înțeleg și nu o să înțeleg niciodată de ce nu ne simplificăm, pentru că, vedeți, noastră, micro-întreprinderile plătesc 1%, nu mai au probleme cu cheltuieli nedeductibile, dar atenție! Atenție, totuși vreau să atragă așa. Deci, orice plată făcută în favoarea asociatului, acționarului, sunt venituri de natură salarială. De exemplu, vă dau, am o mașină pe care o folosește asociatul în sistem, că vezi, Doamne, el este, da? Nu neapărat cel 50%. Să zic că o folosește el tot timpul, da? Da. Deci este venit din natură salarială la care datorează și contribuții, în afară de impozit. Mă, că merge cu mașina de servici. Da, merge cu mașina de servici care, mă rog, ia firmei. Am dat impropriu un exemplu. Dar poate, de exemplu, să folosească, are o construcție în care stă și el. Da? Și nu plătește chirie. Construcția societății. Deci pentru suprafața foarte mulți au sediile sociale. Asta e altceva. Dar este partea cealaltă. Deci sunt o grămadă de elemente care sunt plăți făcute în favoarea asociațiilor acționarilor care nu sunt cheltuieli. Nu discutăm de cheltuieli deductibile, nedeductibile, dar sunt deja considerate de codul fiscal și este normal să fie considerate de codul fiscal ca și plăți în favoarea lor. Și sunt considerate ca și avantaje de natură salarială. Bun, concluzia, ca să închidem emisiunea, până la urmă trebuie să ne începem să învățăm câte ceva din povestea asta? Da, deci i-am spus și repet totdeauna, în momentul în care lucrurile sunt puse la punct, cred că am obligat statul, dacă noi am fi corecți, noi în primul rând, am obligat statul să fie și el corect. Da, interesant. Sunteți optimistă. Mulțumesc tare mult pentru informații. Și altă dată. Și, chiar apreciez faptul că veniți și ne spuneți aceste lucruri. Mulțumesc frumos și succes în activitatea noastră. Cu plăcere și altă dată. Mulțumesc. Dragi prieteni, la post ediția de astăzi am vorbit despre cifre, despre declarații, despre termene și sigur că
Vă doresc în continuare o după masă foarte frumoasă. Și sper să nu fiți supărați pe mine. Păi nu, că dumneavoastră ne ajutați. N-avem de ce, foarte clar. Mai bine, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți știrile Capital TV de la ora 17 și 15 minute. Mai bine, la revedere! La revedere!